Întru slava Sfintei și celei de o ființă de viață făcătoare și nedespărțitei trăim și a prea Sfintei născătoare de Dumnezeu. Înfricoșător lucru este mântuirea noastră, acum trăim și peste puțin timp murim, închidem ochii, îndată ce îi închidem pe aceștia, ni se deschid ceilalți și începe imediat cealaltă viață. Privegheați și vă rugați că nu știți clipa și nici ceasul. În ce fapte te va găsi moartea, în acele fapte vei fi judecat. Cine are minte, să ia aminte. Drumul sufletului după moarte. Frații mei, să ne aducem aminte de nemurirea sufletului, să știți că suntem străini și călători pe pământ. Auziți ce zice psaltirea? Nemernic este omul pe pământ și străin ca toți părinții săi. Nimeni nu rămâne în lumea aceasta. N-am venit ca să stăm aici. Aici este o trecere necontenită. Am răsărit prin naștere și asfințim prin moarte. Sfântul acela, Dumnezeescul Iov, zice așa: din pântecele maicii mele am căzut în groapă. Ați auzit, atât i s-a părut viața pe pământ după 400 de ani. Că Dumnezeu i-a mai dăruit 140 de ani de viață după ce l-a încercat cu atâtea chinuri și boli, o săritură i-a părut viața. Voi nu auziți cu ce ne aseamănă Duhul Sfânt? Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Și iarăși zilele lui ca umbra trec. Și iarăși zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Și iarăși zice, s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au uscat. Și iarăși zilele anilor noștri ca pânza păianjenului, adică cât este de slabă pânza păianjenului, de slabă viața noastră pe pământ. Suntem umbră, vis și floare pe pământ. Dumnezeu zice lui Isaia, ascultă, o prorocule, strigă și zi așa înaintea poporului, tot trupul omului este iarbă și toată slava omului este ca floarea ierbii. Uscatul s-a va iarba și floarea ei a căzut, iar cuvântul Domnului rămâne în veac. Deci să nu ne punem bază pe viața aceasta, că-i umbră și vis. Știți ce rămâne în veci? Sufletul. Trupul vedeți că se face țărână, că îngropăm și dezgropăm morții și se fac în puțină vreme țărână. Mai ales după o vreme, nici oasele nu mai rămân, toate se fac nimic. Asta e și porunca cea dintâi, că pământ ești și în pământ vei merge. Sufletul nu moare niciodată, rămâne în vecii vecilor, că el este Duh și nu poate să moară. Așa l-a făcut Dumnezeu. Dar Mântuitorul ne-a înarmat cu o armă pentru toate veacurile când ne-a zis așa: privegheați și vă rugați că nu știți nici ziua, nici ceasul întru care Fiul omului va veni. Nu știm când plecăm din lumea aceasta. Unul pleacă copil, altul tânăr, altul bătrân. La unul se întâmplă moartea într-un accident, la altul într-un cutremur, sau vine un junghi peste noapte și gata. Numai cel de sus știe toate, de aceea totdeauna trebuie să fim pregătiți. Dar ca să știți ce se întâmplă cu sufletul când moare omul, am să vă spun care-i drumul sufletului imediat după moarte, după tradiția Bisericii Ortodoxe. De când murim și până la 40 de zile, când are loc judecata particulară a sufletului și se hotărăște de Dumnezeu unde o să stăm, la bine sau la rău, până la judecata de apoi, este un timp de tranziție, adică un timp provizoriu pentru drepți și pentru păcătoși. Când omul moare și își dă sufletul, atunci apar în fața lui atâția diavol
câte păcate a avut omul și atâția îngeri sfinți câte fapte bune a avut el în viață. Așa arată Sfântul Efrem Sirul și este o mare luptă atunci, că sfintele puteri se luptă cu diavolii care vor să ia sufletul, că diavolii zic că este al lor, că are păcate mai multe, iar îngerii zic că este al lor, că are mai multe fapte bune. Și este o mare luptă și de aceea se teme sufletul să iasă din trup. I se leagă limba când vede toate acestea. El vede atunci multe, dar nu poate să spună. El ar spune, uite câți diavoli au venit. Părintele Eftimie de la Agapia Veche a văzut cu o săptămână înainte de a muri cum se luptau îngerii cu diavolii pentru suflet și zicea, uite cum se luptă, îngerii Domnului sunt cu sulițe și îi lovesc pe draci, uite cum fug. Cu o săptămână înainte a spus când va muri, căci a fost un om ales al lui Dumnezeu. Dar nu toți văd taina aceasta și se poată spune. O văd, dar nu o pot spune. Atunci, în ceasul morții, are mare îndrăzneală îngerul de la botez. Când vine acesta, toți se dau la o parte. Îngerul pe care îl avem de la Sfântul Botez are mare putere. De aceea, când vă rugați, după ce ați terminat rugăciunile, să faceți și câteva închinăciuni la îngerul pe care îl aveți de la botez și să ziceți așa, Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul sau păcătoasa. Pentru că acest înger nu numai că ne păzește acum, el ne păzește și în vremea morții. El călătorește cu noi prin vămile văzduhului până la 40 de zile și îl avem de la Dumnezeescul botez mare ocrotitor. Dacă nu ar fi el, diavolul ar face ce vrea cu noi. Auziți ce zice în psaltire? Nici să dormiteze cel ce te păzește. Și iarăși zice, tăbărâva îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de dânsul și îi va izbăvi pe ei. Deci este clar că îngerul este cel ce ne păzește și în viața de acum și după ce murim până la 40 de zile. Vine acel înger și zice, dați-vă la o parte, eu știu viața acestui suflet de când s-a născut și până acum. Îngerul venind începe a vorbi cu sufletul așa, nu te teme, frate suflete. Sfântul Grigorie de Nisa ne spune de ce îi zice frate, pentru că și îngerul și sufletul sunt ființe raționale de sine stăpânitoare, cuvântătoare și sunt duhuri, cum zice Sfânta Evanghelie, și vor fi toți ca îngerii lui Dumnezeu. Și zice îngerul, iată trupul tău, ia aminte, frate suflete, aceasta-i casa ta în care ai stat până acum. Cu aceasta te-ai zămislit în pântecele maicii tale, cu aceasta te-ai născut, cu aceasta ai trăit 20, 60, 80 sau câți ani a vrut Dumnezeu să-ți dea pe pământ. Că la Dumnezeu este viața, iar nu la noi. Ia aminte, frate suflete, când va suna trâmbița judecății de apoi, într-o clipeală a ochilor are să învie acest trup, cum îl vezi și ai să intri în el și ai să mergi la judecată, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Toți vor sta înaintea divanului judecății lui Iisus Hristos ca să ia fiecare după cum a lucrat, bine sau rău. La judecata de apoi Hristos va judeca pe oameni și pe îngeri, adică pe diavol și pe toate popoarele lumii. Atunci când va veni Fiul omului într-o slava sa, va pune pe păcătoși de-a stânga sa și pe drept de-a dreapta sa și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Apoi îngerul păzitor îi aduce aminte. Iată, frate suflete, când erai copil mic, copiliță mică, te-a trimis mama să aduci zarzavat din grădină sau să duci gâștele la păscut sau să faci o treabă cât de mică în ogradă. Uite, așa gândeai tu atunci, așa înțelegeai tu atunci. Și începe să-i aducă aminte din mică copilărie ce bine a făcut el cu trupul acesta și ce rău a făcut. Uite, așa ai făcut când erai în clasa întâi la școală, în a doua, a treia. Uite, așa făceai. După ce ai ieșit în lume când erai fată mare sau flăcou, când te-ai însurat sau măritat, uite, așa făceai. Îi aduce aminte din pruncie și până la moarte în fiecare zi și ceas ce a făcut.
că sufletul, după ce iese din trup, foarte tare ține minte, este ca razele soarelui. Nu-l mai îngreunează pământul, nici trupul ca să uite, toate le vede ca în oglindă. Acestea toate se întâmplă în ziua întâi după moarte. În ziua a doua după moarte se întâmplă un lucru și mai înfricoșat. Îl ia îngerul păzitor și îl duce pe unde a umblat omul toată viața. Atunci se întâmplă ceea ce spune în psaltire. Pentru ce mă tem în ziua ce are, că fără de legea călcâiului meu mă va înconjura? Toată icoana vieții omului se descoperă a doua zi după moarte. Dar ai să-mi spui, cum, părinte, poate sufletul omului să meargă într-o zi pe unde a mers toată viața? Sufletul omului înconjoară pământul. Cât ai clipit din ochi, sufletul nostru și îngerul păzitor merg mai repede ca razele fulgerului, cum spune în Biblie. Alerga vor, Doamne, în grabă și mai repede ca razele fulgerelor, sufletele dreptilor, și se vor întoarce la tine, citim pe prorocul Ezechiel și în mai multe locuri. Sufletul este ființă gânditoare și nici nu am zis cu limba un cuvânt și cu gândul am și înconjurat pământul mai înainte de a-l pronunța. Uite așa cum aș spune eu acum, Pekin, New York, Moscova, București, Sihăstria. Așa de repede merge sufletul după ce ieșim din trup și nu-i nicio greutate să se ducă el în ziua a doua cu îngerul pe unde a umblat toată viața. El nu mai gândește și a și ajuns la locul acela, căci merge ca gândul. Și unde îl duce în ziua a doua, îl duce pe unde a umblat omul toată viața și arată unde a făcut bine și unde a făcut rău. Și nu-i arată decât adevărul. Uite, aici ai jucat, aici te-ai îmbătat, aici ai desfrânat cu atâtea femei sau cu bărbați, aici ai înjurat, aici ai fumat, aici ai avortat atâția copii, aici ai ocărât, aici ai furat, aici ai cântat, aici te-ai lenevit, aici te-ai răzbunat pe cineva. Aici ai batjocorit, ai blestemat, ai bătut, ai fost la baluri, la meciuri, la televizoare, la jocuri, la nunți cu lăutari, la discoteci, la circuri, la cinematografe, dar la suflet nu te-ai gândit. Nu te-ai spovedit, nu ai postit și te-ai împărtășit cu nevrednicie. Și arată și faptele bune. Uite, suflete, aici ai mers la biserică, aici ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu, aici ai miluit pe cei săraci. Aici ai învățat pe copii frica de Dumnezeu. Aici ai răbdat necazuri cu bucurie. Aici ai citit sfintele cărți. Aici ai dat un cuvânt de folos la altul. Acolo ai făcut milostenie, ai îmbrăcat pe cel gol, ai adăpat pe cel însetat. Și îngerul spune adevărul, pentru că îngerul nu poate să mintă. Îi arată și cele bune și cele rele. Și se minunează sufletul foarte și întreabă pe înger, Sfinte îngere, cum de știi tu toate acestea? Cum să nu știu dacă pururea am fost cu tine? Tu ai mâncat, eu nu pot mânca. Tu ai dormit, eu nu am dormit. Tu ai băut, eu nu pot bea. Tu ai stat degeabă, eu nu pot. Eu nu-s duh care poate mânca sau bea sau dormi. Eu pururea am fost treaz, cum zice în psaltire, nici să dormiteze cel ce te păzește. Că dacă nu aș fi fost eu cu tine, diavolii ar fi făcut mare prăpăd împreună cu vrăjmașii tăi văzuți și nevăzuți. Eu te-am apărat și pururea am fost lângă tine și mereu am scris ce gândești tu. Că eu știu gândurile tale și ce vorbești tu și ce faci tu, bine sau rău. Asta se întâmplă în ziua a doua. Îl duce îngerul păzitor pe suflet pe unde a umblat toată viața. După moarte, sufletul ne vede pe noi. Vede că plânge mama, plânge sora sau soția sau soțul. Vede că plâng neamurile după el și îi pare rău. Dar nu mai are grija noastră. El se gândește atunci numai la el și zice, ei rămân pe pământ și se vor pocăi, că mai au vreme să facă fapte bune. Dar eu unde să mă duc? Cine mă va ajuta pe mine acolo?
Și așa merge în ziua a doua pe unde a mers toată viața, iar în ziua a treia, lucru și mai înfricoșat. I se dau însoțitor sufletului nostru 6 îngeri purtători de lumină și cel de la botez sunt 7 să treacă înfricoșatele vămi ale văzduhului. Cele mai importante slujbe pentru cei care mor sunt spovedania generală și sfânta împărtășanie, precum și împăcarea cu toți. Iar imediat după moarte se face 40 de zile sfânta liturghie și parastase cu dezlegări și milostenie la cei săraci, care ajută sufletul cel mai mult când trece vămile. Că biserica, fiind mama noastră spirituală, se roagă acum pentru bietul suflet, care-i fiul ei după dar din botez, să treacă ușor atunci vămile văzduhului. Ce se întâmplă până ce va trece sufletul vămile văzduhului? Atunci vede omul cât de folos îi era lui să fie mărturisit și curat de păcate. Dacă nu ar fi lăsat Dumnezeu între el și noi taina Sfintei Spovedanii, niciun om nu s-ar mântui. Că zice Apostolul Iacov că toți multe greșim și nimeni nu-i fără de păcat. Dar între noi și Dumnezeu s-a lăsat taina Spovedaniei, care e al doilea botez, cum zice preotul. Ați auzit ce zice la mărturisire? De vreme ce cu al doilea botez te-ai botezat după rânduiala tainelor creștinești. Acum, când trece vămile, vede sufletul cât îi era de folos dacă era mărturisit. De aceea vă rog să țineți minte, când vezi că s-a îmbolnăvit în casă mama, sora, fratele, soția, nepotul, copilul, tata, fiica, nu aduce întâi doctorul, adu întâi preotul și îl spovedește curat de toate păcatele. Omul trebuie să se spovedească obligatoriu de 4 ori pe an toată viața, în cele 4 posturi, cât trăiește el, dar mai cu seamă când vezi că s-a îmbolnăvit rău. Atunci cheamă preotul repede să-l spovedească, nu când i s-a legat limba sau și-a pierdut cunoștința, ci din vreme când are mintea clară și ține minte și îi spune: tată, mamă, băiete, spune tot ce ai făcut. Pune-l să scrie pe un caiet dacă știe și să-și aducă aminte tot, că dacă ai reușit să faci o spovedanie bună, ai câștigat sufletul lui. Că ce spun sfinții părinți, chiar dacă a avut cineva păcate de moarte foarte grele, dacă a murit spovedit, îl scoate biserica. El stă în iad numai până se curăță de păcate, pentru că spune Sfânta Evanghelie, nimic necurat nu va intra în împărăția cerurilor. Ai auzit ce spunea un sfânt? El a văzut o mare de flăcări și din marea aceea ieșeau porumbei albi ca zăpada și zburau la cer. Și acolo era iadul și auzea țipete și vaete. Cum, Doamne, ies porumbei din foc? S-a întrebat el. Porumbeii erau sufletele oamenilor drepți care s-au curățit prin canon stând în iad și au plătit tot ce aveau de plătit. Pentru că biserica intervine de pe pământ cel mai mult prin Sfânta Liturghie, că jertfa și răscumpărarea noastră se face prin sângele lui Iisus Hristos. Cum zice și Apostolul, sângele lui ne curăță de orice păcat. Creștinul, dacă a murit mărturisit și dacă, Doamne ferește, are păcate grele și nu și-a făcut canonul, el își face canonul dincolo, în iad. Dar din iad îl scoate biserica prin Sfânta Liturghie, prin dezlegări și milostenie și tot la rai merge. Iar dacă a murit cineva nespovedit din tinerețe și a avut păcate de moarte grele, e aproape ca și cum ar muri nebotezat. Toate slujbele care se fac pe pământ pentru un asemenea suflet foarte puțin îl ajută, fiindcă nimic necurat nu va intra în împărăția cerurilor. Așa au așezat dracii vămile, că dacă ar putea, niciunul să nu treacă la cer. Știți de ce au ei ura și zavistia asta pe oameni? Pentru că sufletele dreptilor completează numărul celor dintre ei care au căzut. Lumea asta atât o ține Dumnezeu, cum arată Sfântul Simeon, noul teolog, până se va împlini numărul îngerilor căzuți din sufletele dreptilor. Nu citiți la Psaltire, pliniva,
Căderile de sus drobiva capetele pe pământ ale multora. Atât ține lumea până se împlinește numărul îngerilor care au căzut, că au fost foarte mulți. A treia parte din înger, cum zice Apocalipsa, am văzut un diavol mare, roșu, care a tras cu coada lui a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. A căzut o treime din îngerii din toate cetele, și din heruvim și din serafim din toate cetele, care au fost de un gând cu Satana ca să se facă asemenea lui Dumnezeu. Și de aceea au atâta ură diavolic, că știu că fiecare suflet, dacă trece la cer, cum spune Evanghelia, și vor fi toți ca îngerii lui Dumnezeu, vor fi în locul lor și le vor lua dregătoriile. De aceea stau în văzduh și zic, iată, pe noi ne-a dat Dumnezeu jos din cer, iar sufletele acestea vor să treacă pe aici la Dumnezeu și să ne ia locul. Și atunci Dumnezeu le-a dat voie cu dreptate diavolilor să stea în calea sufletelor, căci Dumnezeu este și drept, nu numai milostiv, și au făcut aceste stații sau vămi între cer și pământ ca să arunce în iad pe cei ce mor nepocăiți în păcate grele. Iată cum sunt așezate. Vama întâi este pentru vorbirea de rău, a doua pentru clevetire, vama a treia pentru mânie, apoi lăcomie și așa mai departe, de la cele mai mici păcate până la cele mai mari. Și cine n-a vorbit de rău, cine nu s-a mâniat, cine nu s-a lăcomit, cine n-a băut un pahar mai mult în viață, sau cine n-a căzut cu gândul, cu imaginația sau chiar cu fapta în beție, în desfrânare, îndoială în credință și în celelalte păcate trupești sau sufletești, cum citim în viața Sfintei Teodora. Ați văzut ce a spus Sfânta Teodora când a ajuns la vama beției? Mă minunam foarte că dracii îmi aduceau aminte de toate paharele de rachiu și de vin pe care le-am băut în viață. Și îmi arătau și când am băut, în ce clipă și cu cine am fost, și de câte ori m-am îmbătat și de câte ori am băut. Și îi întrebam pe Sfinții Îngeri, cum de știu diavolii toate acestea, dacă ei au fost îngeri? Că să știți că de la botez, pe lângă îngerul bun care stă de-a dreapta creștinului, mai are un înger din ceata stăpâniilor iadului, un diavol care stă pe umărul stâng. Acela scrie tot ce ai făcut tu rău și ce ai vorbit rău și toate păcatele ce le-ai făcut în viață. Iar îngerul bun scrie și cele bune și cele rele, cum spune acolo. Acum să vedem ce se întâmplă cu sufletul celui mărturisit când vine diavolul cu zapisul unde sunt scrise toate păcatele omului. Nu le mai găsește scrise. Atunci diavolii urlă, răgnesc și se mânie că pe acest suflet care avea păcate mari, avorturi, preacurvii, furturi, înjurături, beții și altele, nu-l mai găsește scris cu nimic. Când creștinul a fost dezlegat de preot pe pământ, Duhul Sfânt a șters de acolo toate păcatele lui. Cuvântul lui Hristos care zice, tot ce va dezlega preotul pe pământ va fi dezlegat și în cer. N-ați auzit, ce va lega el pe pământ este legat și în cer. Deci spovedania, taina aceasta este atât de mare încât are putere să-l curețe pe om de orice păcat, să-i dezlege toate păcatele. Numai dacă omul a fost cu minte în viață, dacă a spovedit curat, acela trece ușor în fricoșătoarele vămi ale văzduhului a treia zi. Și se cântăresc faptele cele bune cu cele rele. Faptele cele bune sunt în formă de pietre scumpe, iar faptele rele în formă de pietre simple sau alte greutăți. Sufletul este foarte înțelept, el vede singur încotro merge. Dacă la vămi crede că trag păcatele mai greu, începe a plânge foarte și a se întrista, mai ales că vede la vămi mii de diavoli care vor să-l răpească la fiecare vamă. Și îi zice îngerul păzitor, nu te teme că nu știi judecățile lui Dumnezeu, frate suflete, nu te teme. Sufletul se bagă sub aripile îngerilor când vede atâtea mii de draci. Un drac este atât de urât că dacă ar veni aici unde stăm noi acum, cum este el în iad, nu mai rămâne unul viu. Toți am murit de atâta urăciune și spaimă. Iar sufletul zice, Domnii mei îngeri, nu mă lăsați, tare mă tem de aceștia. Și zic îngerii, nu te teme, frate suflete, că ești cu noi. Noi suntem garda lui Dumnezeu care te însoțim pe tine. Doamne ferește, la 40 de zile să nu cumva să cazi în mâinile lor, dar acum n-ai grijă, că noi te păzim. În ziua a treia, sufletul nostru
trece vămile văzduhului și exact a treia zi de când a ieșit din trup, în aceeași clipă ajunge pentru prima dată la scaunul preasfintei și de viață făcătoarei treimi. Și ce vede el acolo? Că Sfânta Scriptură spune, pe Dumnezeu nimeni nici odinioară nu l-a văzut, dar ce vede sufletul atunci? Că pe Dumnezeu Iisus Hristos l-a văzut toată lumea și n-a fost Dumnezeu? L-a văzut Avraam, l-a văzut Moise, dar l-a văzut după închipuire, cu pogorământ, cum a vrut să se arate. Dar pe ființa lui Dumnezeu nimeni nu a văzut-o și nici nu o poate vedea, nici heruvimii sau serafimii. Ființa lui Dumnezeu este inaccesibilă oricărei minți raționale din cer și de pe pământ. Deci ce vede sufletul nostru a treia zi când ajunge prima dată la tronul lui Dumnezeu? Iată ce vede, după mărturisirea Sfinților Părinți. Vede strălucind o lumină negrăită de miliarde de ori mai tare ca soarele și mireasma Duhului Sfânt. Aude atunci cântările heruvimilor și serafimilor și apar niște nori de aur azurii mergând spre răsărit și îngerii îngenunchează pe ei împreună cu sufletul. Și odată se opresc în loc către răsărit, că de aceea să țineți minte ne închinăm la răsărit când facem rugăciunile. Pentru că tronul lui Dumnezeu este la răsărit. N-ai văzut ce zice Sfânta Scriptură? Și Dumnezeu a sădit rai în Eden spre răsărituri. N-ai auzit ce spune Isaia? Răsăritul este numele Lui. N-ați auzit ce spune la psaltire pe care o aveți în casă? Dumnezeu s-a suit peste cerurile cerurilor spre răsărituri. Deci la răsărit este tronul preasfintei treimi. Și se opresc norii aceștia și îngerii care stau în genunchi cu sufletul care e la fel cu ei. Și a treia zi aude acest glas pe limba lui Adam, duceți sufletul acesta în rai 6 zile, că 6 zile trece sufletul nostru prin rai cu iuțeala gândului. Atunci îngerii cei buni îl iau cu iuțeala fulgerului și îl duc către grădinile raiului. Când ajunge sufletul acolo cu îngerii, nimeni nu poate spune ce frumusețe este. Atunci vede acolo că o floare din rai, cum spune Sfântul Andrei, este mai scumpă decât toate popoarele lumii, decât toate podoabele și bogățiile veacului de acum. Pentru că acea floare are viață în ea și niciodată nu se mai veștejește și nu mai moare. Atunci, acolo vede el, cum am zis, raiul desfătării, palatul noului Sion, Ierusalimul ceresc și câte spune Sfânta Scriptură. Dar o negrăită bucurie este când sufletul aude cântările a milioane de îngeri, de heruvim și de drepți care cântă acolo. Apoi vede corturile drepților despre care se spune la Panahidă, cum spune și Sfântul Cosma care a fost prin rai, numai acolo câtă frumusețe este. Apoi ajunge în niște livezi, niște pometuri care n-au margini. Apar niște pomi cu frunza de aur, cu florile de aur și sub fiecare pom este un cort. Și în cort este o masă de aur și în pomii aceia cântă păsări ale căror aripi nimeni nu poate spune cât de frumoase sunt. Și acele păsări nu mai mor în veacul veacului. Și se minunează sufletul că la unul cortul este de argint, la altul este de mărgăritar, la altul este de iachint, la altul de onix, la altul este de sardonix, la altul de ametist, la altul este de rubin, la altul de safir și de celelalte pietre scumpe de care se spune la Apocalipsă. El vede că și mesele nu-s toate la fel și copacii rodesc pe o singură ramură câte 70 de feluri de roade. Cântă și frunzele pomilor, cântă și florile lor, cântă și păsările. Curg râuri de miere și de lapte prin livezile acelea ca oglinzile. Este o mireasmă a Duhului Sfânt
pe care omul nu o poate spune, dar cea mai mare bucurie când trece sufletul prin rai este alta. Se întâlnește cu neamurile lui. Voi, fraților, să știți că din neamul nostru avem și în rai, avem și în iad, că Dumnezeu este drept. Cine a făcut rău s-a dus în iad, cine a făcut bine s-a dus în rai. Când ai ajuns acolo în rai, nu cunoști numai pe bunicul sau pe străbunicul. Dacă te-aș întreba eu acum, cunoști pe străbunicul de 300 de ani în urmă? De unde să-l știi? Că de-abia dacă îl cunoști pe cel de 50-60 de ani în urmă. Acolo în rai însă se cunosc oamenii unii cu alții. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, mă întreb dacă se cunosc sufletele în rai? Ia aminte la Evanghelia cu bogatul și săracul Lazar, când a murit bogatul și când a murit Avraam, cu mii de ani înainte și se cunoșteau și vorbeau. Acolo în rai îți ies înainte neamurile toate care sunt la bine și au palate de aur și pietre scumpe și livezi și zic, măi nepoate, măi, tu ești al cutăruia, tu ești al cutăreia, din țara cutare, din satul cutare. Noi suntem neamuri cu tine. Noi am murit înaintea ta cu 100 de ani, cu 300 de ani. Tu ești al cutăruia, tu nu ne cunoști pe noi, dar noi te cunoaștem. Noi știm unde mergi tu. Tu mergi la judecata particulară a sufletului. La 40 de zile se va hotărî cu tine unde mergi, în rai sau în iad. De vei afla milă la Dumnezeu și te va da la bine să vii la locașurile noastre. Că iată ce frumusețe avem aici, ce palate și ce minunății pe care nu poate să le înțeleagă omul. Și așa îl petrec neamurile lui și îngerii mergând prin rai 6 zile. Sufletul atunci uită cu totul că a trăit pe planeta asta, că a avut mamă, că a avut soră, că a avut frate. Că el vede acolo alte bucurii străine cu totul de lumea asta trecătoare. Și atunci îngerul de la botez, când vede el că se bucură tare, că acolo nimeni nu poate sta întristat de atâta bucurie, se apropie de el și îi spune așa, dacă știe că este drept, frate suflete, iată, la 40 de zile ai să vii să ocupi un loc de aici. Iar dacă știe că e păcătos, îi zice, frate suflete, nu te bucura, nu te-am adus să rămâi aici. Te-am adus să vezi ce ai pierdut în puțină vreme cât ai trăit pe pământ, dacă n-ai avut frică de Dumnezeu și nu te-ai mărturisit și n-ai postit și n-ai mers la biserică și n-ai făcut fapte bune. Când aude sufletul că nu va rămâne în rai, că cel credea că va rămâne acolo în veci, cât de mare bucurie este în rai, el se mâhnește și începe a plânge cu amar. Cum, n-am să rămân aici? Întreabă el pe îngerul său păzitor. Nu, îi răspunde îngerul, pe aici treci numai să vezi în puțină vreme ce au câștigat oamenii cu frica lui Dumnezeu și ce au pierdut cei necredincioși care nu s-au închinat lui Dumnezeu. Așa trece sufletul 6 zile prin rai și cu 3 care au fost până au ajuns la tronul Preasfintei Treimi se fac 9. Iar la 9 zile vin iarăși ca fulgerele cerului pe nori, îngerii și îl duc înaintea Preasfintei Treimi în lumina cea neapropiată gânditoare. El nu vede pe Dumnezeu că nici heruvimii nu-l văd, numai lumină și lumină negrăită care nu se poate spune. Și se opresc norii aceștia și la 9 zile aude acest cuvânt dacă sufletul este drept. Acest suflet să aibă desfătarea și bucuria cea fără de margini a celor 9 cete îngerești. Iar dacă e păcătos, sufletul acesta să nu aibă parte de fericirea și slava celor 9 cete îngerești. Acest cuvânt îl aude la 9 zile și apoi aude zicând, duce sufletul acesta prin iad 30 de zile. Atunci îl iau îngerii și îl întorc către miază noapte și către apus la locurile iadului care nu au margine. Și atunci sufletul, când îl duc îngerii la iad, vede acolo ce spune Sfânta Scriptură.
iadul cel mai de jos, fântâna adâncului și iezerul de foc de la Apocalipsă. Acolo vede el viermele cel neadormit despre care a spus Hristos, Dumnezeul nostru. Vede focul cel nestins, Ghehena, foc negru care-i de miliarde de ori mai fierbinte ca focul pământesc și care n-are margine adâncimea lui. Acolo vede el întunericul cel mai din afară, cel mai dinăuntru, scrâșnirea dinților și tartarul, câte mai auziți la Sfânta Liturghie și în Scriptură. Și când vede el atâtea feluri de munci și atâtea feluri de draci, vede acolo muncindu-se și neamuri de ale lui, cum vedea mai înainte în rai. Și neamurile știu pe unde trece și ies înainte și strigă către el: frate, nepotule, vărule, moșule, matale, te duci la judecata particulară. Te rugăm din inimă, adu-ți aminte și de noi și te roagă lui Dumnezeu pentru noi dacă te va da la bine. Uite, noi ne muncim aici de atâția ani, de 200 de ani, de 300, de 500 de ani fiecare. După cum se bucura sufletul mai înainte în rai că și-a văzut neamurile lui la bine, acum se scârbește de aceste neamuri ale lui, care pentru păcatele lor au fost rânduite la osândă. Și trec cele 30 de zile cu iuțealea gândului ca fulgerul și sufletul vede nenumăratele și negrăitele și nenumitele munci ale iadului. Deci, 30 de zile prin iad și cu 9 care au fost când s-a întors din rai, sunt 39 de zile, iar în a 40-a zi îl iau îngerii și îl duc a treia oară la scaunul preasfintei și de viață făcătoarei treimi, în lumina cea neapropiată, gânditoare spre închinare. Și atunci, la 40 de zile, aude acest glas în limba aramaică a lui Avraam, dacă sufletul este drept: duceți acest suflet în Gan Eden, adică în desfătare și bucurie fără margini. Iar dacă, Doamne ferește, este păcătos, aude: duceți sufletul acesta în Sheol sau Hades, adică în iad și în muncă. Îngerii lui Dumnezeu, cât sunt de buni și prea milostivi, însă dacă le dă poruncă Dumnezeu să-l ducă la greu, îl duc la greu, îl duc în iad. Dacă ar vedea atunci cineva cum se roagă sufletul nostru la înger când vede că-l duc la chinuri, ar plânge temeliile pământului. Se bagă sub aripile îngerilor și zice: îngerii lui Dumnezeu, cei prea sfinți, cei prea buni, nu mă lăsați. Unde mă duceți? Între ale cui mâini mă duceți? Cine are să mă mai scoată pe mine de acolo? Cine mai are milă acum de mine? Cine știe de pe fața pământului în ce chinuri mă duc eu acum? Iar îngerii plâng și îi spun: frate, suflete, noi suntem slugile lui Dumnezeu. Noi avem poruncă, nu putem face nimic mai mult decât cum poruncește ziditorul, să te ducem la bine sau la rău. Și-l duc, dacă Doamne ferește, sufletul a trăit rău, în păcate și fără pocăință, îl duc la rău, sau dacă-i bun și a păzit poruncile Domnului, îl duc în rai potrivit cu faptele lui bune sau rele. Aceasta se întâmplă la 40 de zile după moarte. De aceea biserica, mama noastră cea duhovnicească, are mare grijă să facă pomeniri după fiecare mort la 3 zile, la 9 zile și la 40 de zile, pentru că atunci se hotărăște unde va sta sufletul nostru, la bine sau la greu. De la 40 de zile mai rămâne o singură portiță deschisă pentru suflet. Dacă sufletul a fost în credință ortodoxă adevărată și a fost fiu adevărat al Bisericii lui Hristos și dacă n-a căzut în vreo sectă sau în alte rătăciri sau păcate grele și dacă a fost povedit și împărtășit, biserica îl poate scoate din chinurile iadului prin sfintele slujbe și prin milostenie. Biserica este mama noastră spirituală care ne-a născut pe noi de la Dumnezeescul botez prin apă și prin duh. Biserica este stâlp și întărirea adevărului. Biserica este trupul lui Hristos. Biserica este mireasa mielului, cum spune la Apocalipsă. De aceea are mare îndrăzneală către capul ei din ceruri, care este Hristos. Ați auzit ce spune Hristos în Evanghelie: eu sunt buciumul, vița, adică trunchiul copacului, și voi sunteți ramurile. Toată vița care rămâne întru mine aduce roadă multă, iar care nu rămâne întru mine în foc se aruncă. Deci băgați de seamă, cine nu rămâne în biserică nu rămâne în trupul lui Hristos. Cine s-a rupt de biserică, toți sectanții care au ieșit și au împânzit lumea, că
căci sunt peste 800 de secte numai în Europa, aceștia sunt neghina în grâu, aceștia sunt semințele satanei. Doamne, zice Evanghelia, n-ai semănat sămânța bună în țarina ta, dar de unde are neghină? Un om vrăjmaș, adică diavolul, a făcut aceasta. Să vă dau o imagine. Dacă copacul acesta ar fi încărcat cu flori până în vârf sau cu roade, un copac roditor, și dacă o mlădiță s-a rupt de acolo cumva și a căzut cu greutatea roadelor sale jos, mai rodește aceea? Ce se întâmplă? Se usucă și o punem pe foc. Așa e și sufletul care s-a rupt de biserică, s-a rupt de trupul lui Hristos, că biserica este, cum spune Marele Apostol Pavel, trupul lui Hristos. Și acea mlădiță, acel suflet care s-a rupt de biserică, în veacul veacului nu mai rodește și nici mântuire nu are. Pentru că Duhul Sfânt și seva Duhului Sfânt vine numai prin punerea mâinilor, de la apostol la episcop, de la episcop la preoți și de la preoți se lucrează în rândul credincioșilor prin tainele pe care le-a hotărât Dumnezeu să le lucreze preotul ca iconom al tainelor lui Dumnezeu. Pe altă cale nu vine Duhul Sfânt în biserică. Feriți-vă, fugiți cât puteți ca de diavol de acei care vă învață să nu vă închinați Sfintei Cruci sau Maicii Domnului sau Sfintelor Icoane sau să nu mergeți la biserică sau să nu ascultați de preot. Aceia vin cu satana în inimă și în minte să vă rupă de biserică, de adevărul nostru dogmatic, de credința noastră ortodoxă, care este neschimbată de 2000 de ani de la Hristos. Păziți-vă de orice sectă, rămâneți fii ai Bisericii lui Hristos, cum au fost părinții și bunicii voștri și strămoșii din veac. Rămâneți în biserică, țineți-vă de mama voastră care este biserica. Că Doamne ferește, chiar dacă omul merge în iad pentru păcatele lui, biserica îl poate scoate prin dumnezeiasca liturghie, prin pomeniri, prin milostenii și jertfe. Fără biserică nu este mântuire. Cine a ieșit din biserică nu mai are pe Hristos, că biserica este trupul lui Hristos. Cine a ieșit din biserică nu mai este fiu după dar al lui Dumnezeu din botez, ci este fiu al satanei, căci s-a rupt de la mama lui duhovnicească și a luat-o după capul lui și s-a pierdut. Dumnezeu să vă ajute, să aveți frică de Dumnezeu, să nu uitați rugăciunea. Amin.